înainte de a intra în ordinea de zi, aș dori să vă supun atenție anumite fapte și evenimente care s-au petrecut de la ultima noastră ședință pe care am avut-o în mai. În primul rând, domnule primar, aș dori să îmi exprim profunda nemulțumire în numele grupului UDMR față de atitudinea pe care ați manifestat-o în legătură cu amplasarea plăcii pe statuia lui Matei Corvin, placa cu citatul istoricului Nicolae Iorga. Am să încerc în câteva propoziții să vă exprim poziția noastră și poziția comunității maghiare din Cluj, motivele pentru care noi nu putem fi de acord cu această amplasare ilegală. Faptul că este ilegal este numai un aspect, mai sunt și alte aspecte. Vreau să vă spun, comunitatea maghiară este profund deranjată de împrejurările istorico-politice în care acest citat a ajuns pe statuie. Știm foarte bine că prima oară a ajuns în 1932. Unii au spus că acest citat a ajuns ca să salveze statuia de la demolare. Unii extremiști de pe acea vreme au vrut să demoleze acea statuie, dar există și alte informații contradictorii. Chiar un istoric român, pe nume Cosmin Dulianca, a publicat un studiu în anul 2000 care spunea că, de fapt, acel citat a ajuns pe statuie în anul 1932 în cadrul unei manifestații unde, de fapt, adepții gărzii de fier au procedat la o manifestare antimaghiară în centrul Cluj în anul 1932 și atunci au pus absolut ilegal pe statuie acel citat. Deci așa a ajuns prima oară, în 1932. După aceea știm foarte bine că în decembrie 1992, la inițiativa lui Funar, iar fără nicio bază legală, a fost amplasată a doua oară această plăcuță, cu scopul evident de a crea tensiuni interetnice. Știm foarte bine că prin acest fapt fostul primar a inaugurat o lungă perioadă de timp în care municipiul nostru a devenit cunoscut pe plan mondial ca un bastion al naționalismului extremist, fapt prin care cred că am avut de pierdut noi toți, clujenii, români și maghiari, deopotrivă. Vreau să vă spun că împrejurările istorice respective, atât din anul 1932, activitatea gărzii de fier, știm că inclusiv Iorga a fost ucis de reprezentanții gărzii de fier, inclusiv anii 90, generează, cum să spun, un disconfort substanțial în mentalul colectiv al comunității maghiare clujene. Ambele perioade în care plăcuța a apărut reprezintă diferite etape ale extremismului intolerant, pe care noi am sperat că am depășit aceste etape la Cluj. Anii 90 au intrat în numărea colectivă ca și activitățile nefaste ale lui Funar. Și reamplasarea plăcuței în 2011 înseamnă, de fapt, asumarea publică a acțiunilor și politicilor gărzii de fier și ale lui Funar, ceea ce este, după părerea noastră, inacceptabil într-un oraș care dorește să devină capitală culturală europeană, care se autodefinește cel puțin prin diferite discursuri și ale dumneavoastră ca și un oraș multicultural. Vreau să vă spun că în perioada care s-a scurs de la amplasarea acestei plăci, care conține citatul respectiv, am avut senzația că ne-am întors pe la mijlocul anilor 90, vorbesc la nivel retoric, când intoleranța etnică, de tip xenofob promovată de Funar, a împiedicat orice dialog real între români și maghiari în această urbe. Nu cred că mai avem nevoie de asemenea acțiuni. Ne pare rău că și dumneavoastră, când speranța de șarță de a mai atrage, de a mai acapara niște voturi de acea zonă electorală, de asemenea manipulări emoționale, mai produc efecte, ne pare foarte rău că și dumneavoastră ați ales să comiteți o ilegalitate. Știți foarte bine și a spus și neavă adevărul în spațiu public, pentru că știți foarte bine că documentația care a stat la baza emiterii autorizației de construire, în baza căreia s-a restaurat statuia, nu figura nicio o plăcuță lui Nicolae Iorga, dar chiar textual figura acea plăcuță care a fost amplasată prima oră, statuia ecvestră a lui Matia Corvin, în 12 octombrie 1902, opera Sfântului lui Făduseanu. Deci, textual așa figura în documentația aprobată atât de proiectat cât și de Ministerul Culturii. Vorbesc de anul 2008, primar. Cred că prin această inițiativă s-a creat și o tensiune interetnică în oraș. Vreau să vă spun că chiar sâmbătă am auzit că chiar de Rusalii
în cimiterul central, cimiterul Hajnul, ne-a numit noi maghiar, iar s-au profanat anumite mobile de domnului primar, sau cu ulei uzat, cu motorină, s-au dat peste anumite pietre de mormânt care sunt monumente istorice, au fost profanate și vreau să vă spun că aceste morminte au fost restaurate de curând. Acesta ar fi un aspect. În al doilea aspect, vreau să vă spun, domnule primar, că nu putem să fim de acord cu aceste acțiuni care amintesc de moștenirea politică a lui Funar. Noi am crezut că în 2004 ne-am despărțit de această moștenire politică și nu în ultimul rând aș dori să vă supun atenție, dacă chiar doriți să faceți ceva în înfăptuirea multiculturalismului în orașul nostru, v-am adus 13.515 semnături, care sunt și români și maghiari deopotrivă, care susțin amplasarea de plăcuțe bilingue pe momentele istorice și de asemenea amplasarea numelul municipiului în 3 limbi la intrările în Cluj, Cologla și Klausenburg. Îmi doresc pe domnul Ișani să vă depună aceste semnături și vreau să vă spun că în semne de protest față de atitudinea pe care ați manifestat-o față de asumarea moștenirii politicii lui Funar și față de ilegalitățile pe care le-ați comis, grupul UDMR se retrage de la ședința de astăzi a Consiliului Local. Domnule președinte de ședință, eu aș vrea să-i rog pe colegii de la UDMR, în semn de bun simț, să-și asculte colegii din ședință ce au de spus cu privire la aceste aspecte semnalate de dânsii. Dacă consideră că merităm noi ceilalți din Consiliu puțin respect și puțin bun simț din partea dânșilor, dacă noi am ascultat, cred că ar trebui să aibă bunul simț să ne asculte și pe noi, pe ceilalți colegi ai lor din Consiliu. Da, doamnă consilier, cred că colegii noștri de la UDMR v-au auzit, dar asta este situația. Având în vedere situația de fapt, vreau să vă informez că la ședința de astăzi sunt prezenți numărul 24, sau au fost prezenți numărul 24 de consilieri. Mi szeretünk volna a Jorga tábla kihelyezés ellen, ugye tudjuk nagyon jól, hogy törvénytelen ezt akartam mondani, amiért törvénytelenül helyezték ki. De ugye ez csak az egyik aspektussal van, egy politikai aspektus, és úgy gondoljuk, hogy ezáltal a funári politikát folytatják, csak mondjuk európai eszközökkel, hogy így mondjam. Ez számunkra elfogadhatatlan, nem csak számunkra, hanem a kolozsári magyarok számára az egy elfogadhatatlan dolog, és ezért döntöttük úgy, hogy elhagyjuk a tanácsülést. Mit remélnek ennek következtében? Reméljük, hogy ez egy figyelemfelkeltő akció volt. Reméljük, hogy a polgármesteri hivatal előbb-utóbb betartja a törvényt és eltávolítja azt a táblát. Amennyiben nem, tovább kell gondolnunk az együttműködést a Demokrata Liberális Párttal, mert ilyen körülmények között tulajdonképpen az azt jelenti, hogy semmibe vesznek minket, tehát nem tekintenek egy reális partnernek, és ilyen körülmények között meg kell gondolnunk, hogy érdemes-e vagy sem tovább folytatni ezt a koalíciós viszonyt. Milyen lépések következhetnek még? Hát itt egy dolog, onnan indulunk ki, hogy miért tartottuk mi fontosnak ezt a kijövetelt. Ugyanis nagyon sokan nem emlékeznek arra, hogy a funári táblázás, a város kitáblázása pontosan a Mátyás szoborral kezdődött. Ugye akkor egy ilyen lemérni, hogy hadlám, milyen a reakció, és mikor látta, hogy gyakorlatilag semmi nem történik, akkor a várost ugye tele rakta mindenféle táblákkal. A folytatás az, amit a kollega is említett, hogy felül kell vizsgáljuk a koalíciót, mind városi, mind megyei szinten, és ne felejtsük el azt, hogy két bűnügyi feljelentés is létezik, az egyiket a múzeum egyesület, a másikat egy civil szervezet tette be, ennek is a eredményeket meg kell várjuk, és nyilvánvalóan várjuk, hogy a minisztérium, a művelődési minisztérium határozottan és én hozzátenném azt is a saját véleményemként, hogy ebben nagy szerepe volt a magyar kormánynak is. Nem csak anyagilag, hanem mindenféle szempontból nagy szerepe volt abban, hogy végül is sor került ennek a szobornak a rendbetételére. Hát most nagyon elvárnak tőlük azt, hogy egy kicsit ők is ebben a nyilatkozatok szintjén lépjenek tovább is, valami konkrét intézkedéseket fogunk tovább.
biztosítsuk. Kiegészíteném azt, amit Lajos mondott azzal, hogy nem csak a magyar kormánynak a támogatását, hanem a következő lépéseinket elvárnak a kolozsvári civil szervezeteknek a hathatós támogatását, valamint a Kolozsvár magyar polgárainak a közbelépését és a hátulról való biztatását. Milyen formában konkrétan? Hogy... Ezt majd meglátjuk azt, hogy milyen lépéseket fogunk majd elhatározni és megtenni. Mi még a szobor érdekében mentünk ki nem egyszer a térre, és az nincs kizárva, hogy végső soron újra sor kerül erre.